Radio Breakfast, bună dimineața! Bună dimineața! V-am povestit că discutăm despre Shakira, care este scumpă foc ca și șefă. Nu vă dorim un astfel de șef. Recent s-a făcut un documentar despre artistă, în care s-a focusat pe acuzațiile de fraudă fiscală în care a fost implicată, însă au apărut și alte detalii legate de viața privată și profesională a Shakirei. Da. Un jurnalist din Miami a intervievat un cuplu căsătorit, ambii foști angajați ai Shakirei. Ei au fost dați afară de Shakira după un motiv... Cum să faci treaba asta? Deci, soția lui a gătit toată ziua. El a înlocuit-o. 17 angajați are Shakira. Și soția omului a gătit pentru toți. Când era deja târziu noapte, el era foarte obosit, că îi ținea locul. Și Shakira i-a cerut să încălzească niște pui pentru ea. Și el a zis așa: adevărul este că nu mai pot face asta. Nu pot încălzi puiul. Am gătit pentru 17 persoane toată ziua. Dar ce făceam? Îl luam brațele. Sufla așa. Adevărul că pot să înțeleg că era obosit, dar... Iar da. Shakira i-a zis... Ia zi, Veru, ce i-a zis Shakira? I-a zis... Dacă nu ești capabil să faci asta... Eu acum voiam ca și atunci cum... nu ești capabil să faci nimic altceva. Așa a fost un șoc faptul că Shakira și-a dat staful afară în legătură cu o bucată de pui pe care n-a vrut să o încălzească. Oh, puiul ăsta! Vezi ce face ceva rece? I-a zis și el, sunt și eu un pui mic. Cum să mai încălzesc alt pui? Oh, Doamne, băi, eu sper că e o glumă treaba asta, o glumă de... Eu nu iau ca... real. Cred că au fost mai multe acolo și cumva acum cineva încearcă să dea în Shakira. Nu cred că omul a zis, poți să fii oricât ești de obosit, dacă încălzești tu puiul. Îl iei, îl bagi în cuptor și... Nu e ca și cum a trebuit să-l pună pe tigaie din nou. Da. Era doar un pui preparat și încălzit. N-au și ei cuptor cu microunde. Corect. Dar în orice caz, așa se zice că i-a dat pe toți afară. Da, pe toți, adică toți angajații au fost dați afară din cauza unei bucăți de pui. Uh-huh. Mamă, și credeam că peștele e problematic. Că ce? Că bate? Shakira bate. Bună dimineața!